Hai, pentru prima dată sunt în orașul Alba Iulia, este o onoare și vreau să spun că m-am găsit un oraș plin de oameni entuziasmați. Oameni care au venit cu streaburi, oameni care spun deja la mulți ani. Vom avea o paradă extraordinară și o transmisiune aici la televiziunea română extraordinară, peste 60 de colegi. Semnal și celorlalte televiziuni. Trebuie să vă spun că sunt peste 1600 de blindate sisteme. Pentru o zi specială de aici, de la Alba Iulia. Radu, mulțumesc! Cu gândul la granițele României mari și românii din nordul Bucovinei se pregătesc de sărbătoare, cum este de așteptat 1 decembrie la Cernăuți, ne spune chiar acum Svetlana Gore, trimisul special al TVR Moldova în Ucraina. Bun găsit! În special în aceste zile, inima Bucovinei bate mai puternic în unison cu inima României. Din data de 28 noiembrie, atunci când s-au împlinit 100 de ani de la reunirea Bucovinei cu România, aici la Cernăuți au avut loc mai multe manifestări culturale, artistice și de suflet organizate de comunitățile de români. Au avut loc întâlniri de-a dreptul. În timp ce unii cântă muzică de petrecere, alții spun că își intonează suferința, pentru că totuși Bucovina rămâne parte ruptă din trupul mamei România. Vreau să vă spun, doamnelor și domnilor, că în această seară toți practic își fac bagajele și pornesc la drum, pentru ca mâine, pe 1 decembrie, când este marcată Ziua Națională a României, să fie la București sau la Alba Iulia. Acolo împreună cu frații lor vor celebra centenarul Marii Uniri. Acestea sunt informațiile de la Cernăuți. La revedere!